Vorbeați astăzi aici în emisiune despre oamenii străzii, despre câini fără stăpân. Cum rezolvați această problemă concret? Oamenii străzii. Oamenii străzii. Avem un oraș cu 7 poliții locale, un oraș cu 7 direcții de asistență socială. Și ce vedem? Niște instituții care nu-și fac treaba, pentru că asta vedem pe stradă. Vedem crime în parc, unde trebuia să avem poliție locală. Crima din Crângaș... Acolo nu erau oamenii străzii, acolo erau niște cetățeni. Nu, însă care... acolo da, a fost un conflict care a durat minute bune și nu am văzut nici poliție locală sector 6, nici poliție locală municipiul București discutăm care să intervină. Oamenii străzii, cum rezolvați problema lor? Este vorba, în primul rând, de oameni care consumă droguri pe stradă și este legat acest subiect de subiectul poliției locale care nu își face treaba. Sunt oameni ai străzii folosiți de traficanți de droguri tocmai pentru a le facilita traficul propriu-zis. Așa. În București, cum rezolvați concret problema? Ce ține de atribuțiile primarului general, în așa fel încât poliția locală, care să fie una singură în București și care să aibă atribuții clare pe acest trafic de droguri, să-și facă treaba. V-am mai dat exemplul cum niște polițiști locali au venit să mă amendeze pe mine care vopseam un perete și le-am spus că la 100 de metri sunt oameni care se droghează și mi-au spus că nu au ei competențe să treacă dincolo de centrul vechi. Chestia asta trebuie să dispară, poliția locală trebuie să facă ceea ce are în atribuții. Nu mai putem suporta o instituție care consumă resurse imense. Trebuie să dispară. Trebuie să-și facă treaba poliția locală. Cum îi obligați? Pur și simplu, punându-i la muncă. Oamenii ăștia stau în mașini, mănâncă covrigi, stau pe telefoane. De ce? Pentru că în primăria municipiului București, domnul Nicușor Dan a schimbat toată conducerea poliției locale, de la directorul general până la directorii mici, până a găsi pe cineva care să fie să își asume acea amendă ilegală. Ce ar trebui concret? Ce ar trebui să facă poliția locală? Să aibă în atribuții zone clare și pe care... Întrebarea este să-i prindă pe aia care se droghează sub nasul lor și să îi rețină, să cheme poliția și să... Poliția națională, da? Iar poliția națională să ridice acești oameni care vând droguri. Despre asta vorbim. Nu. Am înțeles ce spuneți. Doar că eu mă refeream și dumneavoastră a zis că e o problemă cu oamenii străzii. Da. Și eu încercam să-mi dau seama care este concret procesul de rezolvare acestei probleme. Am înțeles. Eu să puneți la treabă cazul, poliția locală. Cazul concret, polițistul ăla care mi-a spus mie că n-are atribuții, trebuia să meargă să ia măsurile care se impun atunci când un om se droghează. Păi ce măsură ce poate să ia un polițist când sub nasul lui cineva se droghează? Așa, ce trebuie să facă, concret? Pe care sunt măsurile lui? Ce trebuie să facă? Pe mine. Eu vă întreb pe dumneavoastră. Eu să sunt ridice jurnalist. Acei oameni, da? Da? Să îi cerceteze, să îi dea poliției naționale să-și facă treaba. Despre asta vorbim. Deci este tot centrul București, se întâmplă asta și toată lumea închide ochii.